local din luna martie. În sală sunt prezenți 17 consilieri și 2 prin intermediul online, domnul Sarca Valentin și domnul Munteanu. Este întâlnită majoritatea, ședința este statutară. Rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Da. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la ședința de astăzi. Ordinea de zi pentru ședința de astăzi este următoarea. Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SECA PASET Cotuș SRL pentru anul 2023. Al doilea punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2023 la SECA PASET Trotuș SRL. Punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unui imobil situat în orașul Comănești, județul Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al domeniului public al orașului Comănești, județul Bacău. E vorba de aducțiunea de apă potabilă, branșamente electrice, instalație electrică trifazată de joasă tensiune, centru de agrement, etc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de dare în administrare a serviciului și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente pentru prestarea serviciului de salubrizare către serviciul local Ecovalea Muntelui Comănești. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali din cadrul Consiliului Local al orașului Comănești, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretariatului General al orașului Comănești. Proiect de hotărâre, punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local, la care vor participa în anul 2023 beneficiarii de ajutor social. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadre didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SECE Delgaz Grid S.A. pentru lucrarea, modernizarea, reabilitarea și îmbunătățirea nivel tensiune în rețele de joasă tensiune din gestiunea Delgaz Grid etapa 1, PTA 25 Comănești, oraș Comănești de Bacău. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind corelarea unor impozite și taxe locale pentru anul 2023 cu venit minim garantat stabilit în conformitate cu prevederile legale. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii de salubrizare, operare instalații numărul 1078-1087 din 16.04.2018 încheiat cu SECE Ecosud S.A. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Comănești, județul Bacău. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente membrilor ADIS județul Bacău pentru ADIS Bacău pentru anul 2023. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții la Spitalul Oreșenesc Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2023. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Și au mai apărut niște materiale care trebuie să le aprobăm și acestea. Este vorba, punctul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, blocul E4, strada Republicii, bloc 37, 39, 41, strada Gârlei, bloc 9, strada Gheorghe Donici, cod C5A32-49. Valoarea totală a proiectului 12.836.378,28 lei. Aceasta este ordinea de zi de astăzi. Doamna președinte, dacă supuneți la vot. Mulțumesc. Bună ziua. Supun la vot procesele verbale ale ședințelor din data de 27.02.2023 și din 10.03.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, blocul E5, strada Republicii, blocurile 37, 39, 41 din strada Gârlei, blocul 9, strada Gheorghe Donici, cod C5A3-2-49. Cine este pentru? La președinte. Da? Corect este așa. Supunem la vot ordinea de zi cu completarea punctului cu tare. Deci, ordinea de zi în totalitate cu completarea pe care ați prezentat-o. Bun. Sau, dacă nu o supuneți de două ori, supuneți la vot completarea și după aia ordinea de zi. Da, am supus la vot ordinea de zi și acum supunem la vot completarea ordinei de zi. Da? E corect, da? Nu? E corect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Vreau să consemnați în procesul verbal că la punctul 9 eu nu votez pentru a nu exista suspiciunea de conflict de interese. Este vorba de cheltuielile de transport pentru școala pe care o coordonez. În aceeași situație m-am fost și eu la punctele 1 și 2 tot motivul conflictului de interese. Bun. Să continuăm. Primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SCA Paserv Trotuș SRL pentru anul 2023. Materialele au fost la comisie. Dacă nu există intervenții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2023 la SCA Paserv Trotuș SRL. Materialele au fost la comisie. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Materialele au fost la comisie, au fost prezentate. Dacă nu mai sunt intervenții, vă rog, domnul Cosmin, domnul Chiriac. La anexa numărul 3, la ultimul punct. S-a făcut o eroare de scriere la garajul doamnei Wagner, Edith Aurora, în loc de 24 de metri, a fost dactilografia 240 de metri. Corect este 24 de metri. Că sunt garaje, doar. Da. Mulțumim. Ne-ați precizat și la comisie. Mulțumim. Supun la vot acest proiect de hotărâre cu mențiunea făcută de domnul Cosmin Chiriac. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unui imobil situat în orașul Comănești, județul Bacău. Materialele au fost prezentate la comisie. Dacă nu sunt intervenții... Aș vrea, dacă vreți, la Direcția Generală să... Noi am tot prelungit câte 6 luni de zile. Darea de administrare, dar vă propun ca să fie ultima prelungire, pentru că dorim ca să preluăm acea clădire, să intrăm și noi într-un program de reabilitare și eficientizare energetică și să o dăm în folosință pentru Spitalul Orășenesc Ioan Lasca. Acea clădire este imobilul nostru, proprietatea noastră a orașului Comănești. Și trebuie să, odată, să votăm, dar să li se transmită că nu se mai prelungește după această ultimă aprobare de 6 luni de zile. Dacă vreți să spuneți așa la vot. Da. Supun la vot acest proiect cu mențiunea că este ultima prelungire care se face. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al orașului Comănești, județul Bacău. Materialele au fost la comisie, prezentate de domnul Cosmin Chiriac. Dacă sunt completări sau intervenții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de dare în administrare a serviciului și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente pentru prestarea serviciului de salubrizare către serviciul local Eco Valea Muntelui Comănești. Materialele au fost la comisie. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al orașului Comănești, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al orașului Comănești. Materialele au fost la comisie, așteptăm propuneri. Vă rog, domnul Vicen. Să fac acest punct o propunere, domnul consilier Laic Robert și domnul consilier Tăzușor. Da, mulțumim. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, supun la vot propunerile făcute de domnul viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local, la care vor participa în anul 2023 beneficiarii de ajutor social. Materialele au fost la comisie. Dacă nu mai sunt intervenții, sau sunt, nu? Dacă nu sunt intervenții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Materialele au fost la comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SECE del Gas Grid S.A. pentru lucrarea, modernizare, reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune în rețele de joasă tensiune din gestiunea del Gas Grid etapa 1, PTA 25, Comănești. Materialele au fost prezentate la comisie. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind corelarea unor impozite și taxe locale pentru anul 2023 cu venit minim garantat, stabilit în conformitate cu prevederile legale. Materialele au fost la comisie. Sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii de salubrizare, operare instalații numărul 1078/1087 din 16.04.2018, încheiat cu SECE Eco Sud SA. Materialele au fost la comisie. Vreau să intervin eu. Vă rog. Aș întreba pe doamna Aron dacă în această aprobare de delegare a gestiunii este vorba și de faptul că eram prinși acolo la ADIS ca și societate și nu ca, ca și serviciu și nu societate. Aici e vorba despre contractul cu Ecosud. În alt document al ADIS-ului suntem prinși cu serviciul local în comale al Mărțelui, care cumva au reactivitate. Acel document se numește documentul de poziție pentru implementarea proiectului de reșturi de deci aș avea rugămintea că dacă vom ajunge și la acel în acel moment, când discutăm acel act, să propunem din nou ceea ce noi am cerut întotdeauna, să ni se permită să funcționăm ca societate comercială și nu ca serviciu. Pentru că, ca și societate comercială, avem alte drepturi, putem să accesăm, să accesăm fonduri europene pe acea societate și poate ca societatea să-și reînnoiască parcul auto, poate să-și doteze cu noi utilaje și tehnologii această activitate pe care o desfășoară privind colectarea deșeului menajer din orașul Comănești.
Da, am înțeles. Este ok. Dați, domnule. Da. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Comănești. Materialele au fost la comisie. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente membrilor ADIS Bacău pentru anul 2023. Materialele au fost la comisie. Aici, domnul președinte, dacă îmi permiteți, mi s-a solicitat și dinainte de a se aproba acest lucru, această majorare de la 40.000 de lei anual la 60.000 de lei anual, ceea ce nu este ok, o mărire de 50%, este o mărire, o majorare foarte mare. Și eu propun să nu se voteze lucrul acesta. De a se majora atât de mult. Pentru că noi suntem membri ADIS, dar suntem operatori, transportatori. Noi colectăm gunoiul, deșeul, menajer, noi facem toate operațiunile. Această taxă pe care o plătim ca și cotizație este arhisuficientă de 40.000 de lei pe... Vă pot aminti că s-a plecat de la 10.000 de lei, mi se pare. Cât a fost prima dată, doamna Roma, țineți bine? De la 10.000 de lei pe lună, pe an. De la 10.000. Deja s-a dublat, s-a făcut 20.000, s-a făcut 30.000, s-a făcut 40.000. Acum ne cere să facem 60.000. Este o majorare extraordinar de mare. Bani pe care îi dăm absolut degeaba, deoarece noi ne plătim cu vârf și îndesat toate taxele către această asociație. Da, mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Deci, atenție, cine este pentru aprobarea cotizației? De 60.000. De 60.000. Cât au cerut ei. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Propuneți 40.000 ca să înțelegem? Da, să se mențină suma de... 40.000. Păi nu, dacă nu s-a votat taxa cerută de 60.000, rămâne taxa care a fost înapoi. Da, dar trebuie aprobată, pentru că în fiecare an aprobați taxa. Știți? Adică nu trebuie să dați, ca să puteți da drumul la bani la cei 40.000, trebuie aprobat 40.000. Adică nu s-au aprobat 60.000, cu mențiunea că doriți 40.000, că altfel o să intrați din nou în ședința următoare. Deci mai votăm o dată, ca să fie clar? Nu, dar am aprobat taxa de 40.000. Toată lumea a înțeles, da? Ați supus la vot proiectul de hotărâre, da. Mențiunea pe taxa să fie de 40.000, da? Să rămână 40.000. Cât ați votat 40.000. Da? Toată lumea. A înțeles. Bine. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții la Spitalul Roșenesc Ion Lascăr Comănești pentru anul 2023. Materialele au fost la comisie. Mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Dacă aveți propuneri, vă rog, domnul Laic. Propun pe domnul consilier Cosma Florin. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, supun la vot propunerea făcută de domnul Laic. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Și acum ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 17. După care ședința se va încheia. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, blocul E4, strada Republicii, blocurile 37, 39, 41, strada Gârlei, blocul 9, strada Gheorghe Donici, cod C5, A3.2 cu 49. Materialele au fost la comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!
Ședința s-a încheiat. Dacă îmi permiteți, doamna președintă. Vă rog. Deci, acest pachet de bloc este pe eficientizare aprofundată. Este încă unul din pachetele de eficientizare a blocurilor, pe lângă celelalte care, din păcate, nu s-a înțeles poate prea bine atunci și o parte din consilieri nu au votat. Vreau ca să, nici atunci și acum și oricând, dacă este cazul, decât să ne facem de rușine în fața populației, să ne abținem sau să nu votăm, că ni s-au dat materiale târziu, că n-am înțeles, mai bine prelungim încă cu o oră, cu două ore, cu câte ore vreți dumneavoastră, până se înțelege despre ce este vorba, pentru că nu putem să ratăm, să nu aprobăm aceste proiecte. A nu aproba acest proiect sau alte proiecte înseamnă a nu se realiza aceste investiții. Și cu toții știm că sunt investiții foarte importante, nu numai acest tip de proiect, orice fel de proiect. Dar aici, când e vorba de eficientizare energetică a blocurilor, este toate proiectele însumate la un loc, sunt mai mult de 30 de milioane de euro. Acești bani nu-i vom putea să-i obținem de la Uniunea Europeană, nici noi, nici cetățenii, niciodată. Deci este singura noastră șansă. În afară de acesta, pentru cei care întreabă, care doresc să știe, mai este încă un pachet de blocuri care va urma după ce va veni aprobarea de la Ministerul Dezvoltării. Deci mai urmează încă un bloc. Și cu aceasta se încheie acest capitol în care au fost aprobate peste 60 de blocuri. Am mai spus și repet, cetățenii care nu au intrat în această rundă de a reuși să eficientizeze blocurile unde locuiesc, vom continua în următoarele etape. Vor mai fi și alte etape de depunere. Și vom continua să depunem. Cetățenii care locuiesc în cartierul Zăvoi și care nu sunt constituiți în asociații de proprietari, au timpul să se constituie în asociații de proprietari în așa fel și să-și realizeze auditul energetic și expertiza tehnică în așa fel încât să poată să beneficieze. Se pot constitui în asociații de proprietari și doar locuitorii unui singur bloc. Dacă din tot cartierul Zăvoi un singur bloc doresc să-și facă documentația pentru a accesa fonduri în vederea eficientizării energetice a blocurilor, se pot constitui și vom face un bloc. Dacă se constituie două blocuri, dacă se constituie 10, dacă se constituie 50, poate să-și facă toată asociația, tot Zăvoiul, toate blocurile din Zăvoi, într-o singură asociație. Sau asociația poate să fie constituită doar din locuitorii unui singur bloc. Nu este specificat nicăieri că o asociație trebuie să aibă minim 20 de apartamente. Nu spune nimeni că poate să aibă mai mult de 100 de apartamente sau mai mult de 200. Au tot timpul să-și realizeze acest lucru. De asemenea, mai sunt două blocuri la termo. Acele blocuri de la termo nu sunt constituite în asociație de proprietari. Locuitorii de acolo pot să-și facă asociație de proprietari. Poate să se înscrie la judecătorie și la Registrul Comerțului, în așa fel, doar la judecătorie, cred că. Și pot să vină cu documentații ca să reușim să facem acest lucru. Este foarte, foarte important. Și aș vrea să mai specific ceva, doamna președintă, în legătură cu problemele discutate cu deșeurile din construcții care au rezultat de la cele trei școli, în care s-a făcut foarte mult tam-tam, poate multă lume nu știe ce ar fi însemnat ca noi să transportăm acest deșeu din construcții, rezultat din construcții. E vorba de cărămidă, resturi de beton, resturi din tencuială, moluzi, chestii în acestea, care este un deșeu inert. Este un material inert care nu afectează mediul. Asta înseamnă inert. Nu afectează mediul. Noi am avut un acord de mediu de la Agenția de Mediu în care
locația unde noi am depozitat acel material, nu l-am depozitat, l-am transportat acolo în vederea ramblierii pentru consolidarea și lărgirea acelui drum. Un drum care se îngustase foarte mult și mai urma să încapă doar o căruță pe acolo. Având acest material inert care nu poluează mediul, care nu afectează mediul, am obținut un acord de mediu în anul 2020 în care ni s-a permis prin Agenția de Mediu să-l transportăm acolo și să-l rambliem. Ce înseamnă să-l rambliez? Să-l îndrepți, nu lași acolo niște mormane, niște munți, ci l-am îndreptat cu o lama, ceea ce am și făcut la vremea respectivă și acum la fel. În tot cazul, nici eu nu sunt de acord cu distrugerea mediului. Cred eu că foarte mulți dintre dumneavoastră știu că noi suntem cei care am reîmpădurit toți munții aceștia din orașul Comănești, care au fost defrișați într-un mod irresponsabil. Am plantat sute de hectare prin voluntariat și prin sprijinul unor asociații din Olanda, care ne-au pus la dispoziție puietul de plantat gratuit. Dar cu eforturile noastre, ale primăriei, ale școlilor, ale instituțiilor din zona noastră, ale jandarmeriei, poliției, poliției locale, poliției naționale, pompierilor, cu toții am participat și am plantat acei munți. Acela este un gest prin care noi am dat dovadă că iubim mediul și că ne pasă de mediu. Pentru că am avut și ghinionul să avem acele inundații catastrofale când ne-au distrus și au fost luate sute de case. Aici, unde am depozitat, unde am transportat acel material în vederea ramblierii, nu este vorba de a afecta în vreun fel mediu. Că am văzut că cineva mediatiza foarte mult că, vai, că mi-a casa, nu ia nicio casă, nu afectează pe absolut nimeni, din contra am consolidat acel drum de interes local, pentru că este singura cale de acces pentru a face legătura cu orașul Comănești, cu un drum pe care îl avem noi în proprietate, noi UAT orașul Comănești. Cealaltă legătură, pe la groapa, pe la fosta groapă de gunoi, este practic nu este proprietatea noastră, pentru că sunt proprietarii, societatea care deține drumurile de acolo. E vorba de societatea Petrov, care au intabulat toate acele drumuri și pentru noi singura legătură cu cartierul Podină este pe aici. Și ca să putem face acel drum, ca să-l consolidăm, ca să-l reabilităm, ca să-l asfaltăm, este singura variantă ca noi să putem să realizăm acest lucru. Dacă am fi transportat acel material la Bacău, așa cum ni s-a propus, să-l ducem la 60 și ceva de kilometri, ar fi însemnat să cumpărăm pe de altă parte alt material, să aducem acolo, să-l consolidăm drumul, ceea ce ne costa o altă sumă de bani, și ar fi însemnat pentru noi cheltuirea unor sume imense de bani, zeci de miliarde, ca să-l transportăm pe acesta la Bacău. Și vă mai spun că am participat la o ședință la Bacău, organizată de instituțiile abilitate, Garda de Mediu, Agenție de Mediu, Prefectură, Consiliul Județean și alții, prin care au participat și cei de la ADIS și operatorul de la groapa de gunoi Ecosud. I-am întrebat în timpul ședinței, din județul Bacău mai sunt UAT-uri, primării, care au dus acest deșeu din construcții la groapa de gunoi? Au spus cei reprezentanții ADIS-ului, au spus insignifiant. Nici din Bacău, care au o distanță foarte mică până la groapa de gunoi, nu au dus materialul acolo. Nici măcar din Bacău. Taxa de depozitare acolo, la groapa de la Bacău, este de 80 de lei taxă de mediu și un leu este taxa de depozitare. Această taxă pentru noi ar fi însemnat
11 miliarde de lei vechi. Atât ar fi însemnat pentru noi. În condițiile în care licitațiile pe care le-am făcut cu aceste trei școli au fost făcute la nivelul valorilor de la anii 2018, când a fost făcut proiectul. Deci, atenție, nu este proiect prin PNRR, că s-a spus prin PNRR s-au luat banii și s-au cheltuit banii și s-a înșelat Uniunea Europeană. Nu s-a înșelat niciun fel de instituție, nici română, nici străină, nici Uniunea Europeană, pentru că valorile care s-au făcut atunci, la vremea aceea, au fost la nivelul prețurilor de atunci, iar depozitarea în licitațiile făcute pentru constructori a fost că se transportă la o distanță de 5 km. Nu 60 de km, 5 km. Atât are prins operatorul, constructorul, că transportă acest deșeu menajer. Și noi le-am recomandat să transporte acel material acolo pentru a putea să-l rambliem, să putem să consolidăm acel drum. Nu s-a făcut nicio ilegalitate, s-a respectat acordul de mediu pe care Agenția de Mediu ne-l-a pus în vedere și nu s-a întâmplat nimica. Și acum, ca să știți, acest lucru de a realiza aceste investiții pe aceste proiecte din 2018 nu au putut să fie începute lucrările cu valorile de la vremea aceea, pentru că știți cu toții că din 2018 până în momentul de față au crescut prețul la materiale, la unele materiale s-au dublat sau triplat prețurile. Din cauza acestei devalorizări a fost nevoie să refacem din nou proiectul tehnic la valorile actuale și a trebuit să refacem licitațiile la execuție, deși le făcusem odată cu valorile acelea, din cauza că au crescut aceste valori, s-a ajuns ca la școala Ciprian Porumbescu să crească valorile de aproximativ 30 și ceva de miliarde de lei la această școală. Nu știu unde am eu, cred că am uitat-o pe birou, dar o știu din cap. Deci la Ciprian Porumbescu 36 de miliarde. Iar la școala Liviu Ebreanu, care are anordată și școala 4, cu 73 de miliarde. Deci peste 100 de miliarde de lei vechi trebuie să punem de la bugetul local. Credeți dumneavoastră că noi suntem obligați să punem asemenea sume de bani, să plătim diferența din cauza acestor majorări de prețuri care s-au întâmplat nu numai în România, peste tot în lume? Ne-am mai putea noi permite să transportăm tot acest material inert care nu afectează mediul și care legea ne permite să-l transportăm și să-l rambliem conform legii 92/2021, ne permite ca noi să-l transportăm, să-l rambliem în vederea consolidării acelui drum, singurul drum care face legătura cartierului Podină cu orașul Comănești. Și în felul acesta, noi nu am făcut o economie de bani, dar nu am mai făcut o cheltuială în plus față de cei peste 100 de miliarde de lei pe care trebuie să-i cheltuim cu aceste școli. Vor urma și alte școli în lucru. Sunt și alte școli în lucru. Au început lucrările de consolidare, modernizare, reabilitare a școlii Cuza Vodă, Costache Ciocan, dar este vorba de fosta școală Cuza Vodă, de lângă Biserica Lăloaia. Este vorba de grădinița din Lăloaia, grădinița unde a fost fosta primărie Lăloaia, tot de lângă școala, de lângă Biserica Lăloaia. Este vorba de construcția unei săli de sport noi în curtea școlii Ciocan, Costache Ciocan, de pe strada Petru Rareș,
Și mai sunt și alte lucrări care vor urma. Ce face? Transportăm gunoiul pe drum, deșeul din construcție, ca să ne aflăm în treabă, să spunem că păi și așa ne dă bani în Europeană, hai să ne plimbăm cu deșeul din construcții pe drum. Nu, domnilor. Dar dacă, Doamne ferește, ar avea loc un cutremur, ar trebui să avem coloană de mașini cum transportăm cu toții ceea ce, Doamne ferește, s-ar putea întâmpla. Ce turcii au transportat gunoiul, deșeurile din alea la Ankara, nu știu unde l-au dus. Nu, domnilor, și au găsit o locație, chiar așa spune prin lege, că UAT-ul poate să-și stabilească o locație unde poate să ramblieze acel drum pentru a face utilă. Să împunzi o gaură, o văgăună, o prăpastie, o nu știu ce. Pentru aceasta este făcută legea. Și așa este făcută, în acest mod este făcută legea. Nu este făcută nicio lege ca să te oblige să plimbi deșeul ăsta. În acest mod, în această situație, se află toate localitățile din județul Bacău. La acea ședință la care am participat, a fost ridicat Buhușul în picioare, cărora li s-a dat 500 de milioane amendă. A fost ridicat Bacău, care li s-a dat 700 de milioane amendă. A fost ridicat Târgogna, care li s-au aplicat 500 de milioane amendă. Și nu știu ce localități. Păi, fraților, dacă vrem să facem bani din amenzi, putem face bani și din amenzi. Dar putem să facem bani din dezvoltarea localităților. Constructorii nu vor ca să... Nu vin la licitații ca să... Nu e firmă transportatoare, este firmă de construcții. Dacă vreți să dați bani la firme de transport, să transportăm tot felul de materiale prin județ, dintr-un colț al județului în alt colț al județului, se poate face și acest lucru. Dar nu sunt bani europeni alocați pentru acest lucru, pentru așa ceva. Deci vreau ca să știe toată lumea, bineînțeles că am contestat aceste amenzi, am contestat aceste procese verbale, note de control și așa mai departe. Cine vrea să fabuleze, să facă poze de la baza dealului, uitați cei de mare, cei de mic, cei de negru, prin photoshopări și prin tot felul de chestii în acest, se pot face. Dar dacă mergeți la fața locului, oricine poate constata că acea locație nu s-a făcut altceva decât să se consolideze, să se întărească acel drum. Și pentru cunoștința unora care nu știu și nu au de unde să știe, acel drum care face legătura cu strada Bradului, dinspre strada Bradului a fost o văgăună mare acolo. Pentru cine nu știe, acolo s-a construit acel drum prin transportul a cel puțin 300-400 de camioane de material când s-a făcut proiectul pe PID-ul, pe programul PID, prin planul integrat de dezvoltare urbană. Acolo, prin aceste materiale, am reușit să scoatem dintr-o pantă care nu se putea merge nici cu căruța, cu nimica, ci s-au încărcat acolo de aproximativ 6 metri înălțime să-i se dea unghiul să putem face acea stradă. Deci oamenii de acolo, băștinașii de acolo, știu lucrul acesta. Dar s-a găsit unul de prin nu știu de pe unde să țipe în gura mare, vai, ne înghit gunoaiele, nu ne înghite niciun gunoi. Noi suntem singurii care ne putem gestiona aceste materiale inerte, rezultate din construcții. Nu mai continui, sunt multe de vorbit, sunt multe de povestit, sunt multe de discutat. Se face tam-tam că centrul orașului, părculețul din centrul orașului, este lăsat de izbeliște, că nu se face nimic acolo. Acel centru, acel părculeț din centrul orașului, este singura locație unde putem să construim o parcare subterană cu 2-3 nivele și deasupra acelei parcări să putem să amenajăm același spațiu verde cu copăcei, cu fântâni arteziene, așa mai departe.
Dar dedesubt putem să parcăm, să absorbim toate mașinile din zona centrală a orașului. Că nu avem unde să ne mai parcăm mașinile. Deși am construit peste 1000 de parcări în orașul nostru, la ora aceasta, cu greu mai găsești un loc de parcare. De aceea, cei care se grăbesc cu afirmații, să se abțină, pentru că s-ar putea să se facă de rușine. Eu am mai spus lucrul acesta. Nu vă grăbiți să faceți afirmații. Veniți cu soluția de a găsi finanțare. Noi căutăm proiecte cu finanțare. Asta este rolul nostru. Nu să punem talpă și să punem bețe în roate. Piața orașului. Nu se face piața. Uitați în ce hal arată piața. Culmea, zice, piața voastră. Deci persoanele fac afirmații, primarul vostru, piața voastră. Deci ăla nu-i de aici. Ăla e dintr-un partid care vrea să denigreze Comăneștiul. Piața orașului, domnilor, a fost câștigată prin procese de fostul revendicator. Și mă întorc un pic înapoi la părculețul din centrul orașului. Știți că am avut procese 10 de ani cu foștii proprietari de pe suprafața acelui părculeț, unde este bradul de anul nou și așa mai departe. Știți că ne-am judecat 10 de ani acolo? Știți că au fost procese interminabile? Nu știe nimeni. Dar noi, cu răbdare, am făcut pas cu pas, am câștigat terenul și acum urmează să facem acel proiect, să găsim o linie de finanțare pentru aceasta. De asemenea, cu piața, la fel, a fost câștigat de cel care a revendicat terenul de la piață și în momentul acesta acea persoană care a câștigat piața nu vrea să cedeze, să fie plătită suprafața respectivă de teren de la Agenția Domeniilor de Proprietatea Statului. Și de aceea ne încurcă ca noi să putem să construim ceva acolo. Deși avem proiect pentru construirea unei piețe noi. Suntem în diverse etape, pe diverse zone. Dacă cineva are nelămuriri, este bine să ne întrebe pe noi. Pentru că cel mai greu și mai urât este când un consilier local iese pe Facebook, prin mass media, nu știu unde, și începe să spună, să pălăvrească, crezând lumea, cum așa o fi. Dar rolul meu este să vă spun cum stau lucrurile. Și eu vă spun, dacă înainte de a face afirmații gratuite, vă rog să mă întrebați pe mine personal sau în cadrul ședințelor de Consiliu Local pentru a vă aduce la cunoștință despre speța respectivă. Pentru că populația își dorește ca noi să facem ceva util pentru orașul nostru, nu să punem piedici. Că și că plătește amenda, cine o plătește, primarul? Bineînțeles că nu o plătește primarul, dar pe lângă datoriile astea pe care le avem noi de plătit, nu datorii, și datorii și cofinanțările care le avem de plătit la aceste proiecte, se mai adaugă și aceste amenzi care poate cineva se bucură, dar să știți că bucuria lor nu este și pe placul cetățenilor orașului Comănești. Cam atât am vrut să vă spun și dacă întotdeauna când aveți ceva, vă rog respectuos să mă întrebați, vă stau la dispoziție și lămurim treaba aici, în curtea noastră. Da, domnul Vasile. Nu se poate face expropiere pentru bucata de drept? Este vorba de tot terenul din piață. Toată suprafața terenului din piață. Toată suprafața terenului din piață. Cap-coadă. Se poate găsi o altă locație unde se putem construi o piață, nu? Păi faceți propunere dumneavoastră. Noi sperăm că într-un final nu doresc să mai... Natural se vor rezolva treburile. Natural, înțelegeți ce înseamnă natural, da? Elegant. A să spun în mod elegant. Da. Deci probabil că vor mai dispărea din... Dar este păcat că ne-au blocat atâția ani de zile și noi nu putem să dăm înainte. Așteptăm. Păi așteptăm, dar în timpul ăsta nu stăm degeaba. În timpul ăsta construim altceva.
În timpul ăsta construim în altă parte. Facem alte obiective și alte investiții. Că sunt destul de multe de făcut. Și vreau să vă mai dau un exemplu. Când am votat reabilitarea clădirii primăriei orașului Comănești, eram cu toții aici, când un consilier de la USR s-a ridicat, a votat împotrivă, bineînțeles, ca de obicei orice proiect a votat împotrivă. Și ce credeți? A spus că decât să facem această investiție în primărie, să reabilităm școala cu zavodă. Și am spus, i-am explicat în timpul ședinței, școala cu zavodă este prinsă într-alt proiect și se află în licitații și se află în proceduri de, și avem fonduri europene. Nu a ținut cont. A doua zi s-a dus cu telefonul, s-a filmat și a făcut selfie pe acolo, a filmat școala de jur împrejur, uitați cum arată școala și uitați cum primarul, în loc să aprobe școala prin PNRR, a aprobat reabilitarea clădirii prin PNRR. Clădirea prin PNRR este vorba de această clădire în care la una din ședințele din prin anii din urmă au căzut toate tavanele astea, să știți. Și norocul nostru că ieșise din ședință. Au căzut, i-a prins la unul hainele pe acolo, șapca, au plecat cum au putut fiecare. Dar trebuiește reabilitat. Este o clădire de 100 de ani și se va reabilita prin acest program PNRR. Dar școala la care făcea referire avea un proiect în derulare din anul 2018. De unde să știe domnul consilier că este proiect în derulare? Nu avea de unde să știe. De aceea eu în timpul ședinței i-am explicat că avem program de finanțare pe programul operațional regional prin care școala aceea de care făcea afirmații, școala cu zavodă de lângă Biserica Lăloaia, se reabilitează, este în licitații. Acum este și în construcții, în momentul acesta. Păi clădirea primăriei nici n-a început. Nu trebuie să facem confuzii între programele de finanțare și proiectele de finanțare. Când vreți să spuneți despre un program anume, întrebați-mă. Grădinița Dumbrava Minunată este pe AFM, pe Agenția Fondului de Mediu. Grădinița Crainou este pe PNRR. Ca așa am reușit să prindem noi programele, să le depunem. Dar dacă nu știm, întrebăm, să nu ne facem de rușine față de electorat. Da. Întrebat. A spus mai înainte că proiectele astea, școala din Rebeanu și Ciprian Profesor, sunt pe post, părinții. Da, da, așa este. Nu au prins menește în deșeurul, transportul deșeurilor refutat de reabilitări. Este prin... Vin acum 60 de blocuri. Ce o să facă cu atâta deși? Unde se duce? Deci faceți o mică, mare confuzie. Unu. În cadrul programului, în cadrul execuției lucrărilor pe aceste școli, s-au prins transport deșeuri, materiale, rezultate de construcție pe o distanță de 5 km. Păi și unde aveau să fie 5 km în toată orașul? Păi căutăm! Păi nu, dar pentru că legea ne permite, conform legii, putem să depozităm prin rambliere aceste materiale în localitate, acolo unde UAT hotărăște, unde are nevoie. Domnul director, legea în domeniul deșeurilor de construcție te obligă să valorifici 70% minim în aceste deșeuri. Deci unde se poate valorifica doar prin procedura asta, de rambliere. Doar atât, nu prin depozitare. Rambliere înseamnă că îl pui într-o groapă și îi tragi o lamă deasupra, îl îndrepți. Asta e rambliere. Când întreabă tot ce înseamnă rambliere. Rambliere înseamnă că îl îndrept cu un autogreder. Sau cu o lamă, de buldozer, de ceva. E inclusiv cei la groapa de gunoi se folosește aceste deșeuri, când le iau, tocmai pentru a rambliere, groapă, efectiv. Se sortează. Deci deșeurile din construcții se sortează în deșeuri care sunt periculoase și deșeuri nepericuloase. Deșeurile periculoase au o categorie aparte, pe când deșeurile nepericuloase și deșeurile rezultate din demolări din construcții, cum sunt acestea, și sunt materiale inerte care nu poluează mediul, au posibilitatea UAT-ul să-l
folosească în diverse scopuri în UAT-ul pe care îl reprezintă cel care a emis autorizația de construcții. Păi altfel puteam și eu să întorc spatele, spuneam foarte bine. Nu știu, domnule, unde a dus bunul deșeu. Habar n-am. Cum să spun, domnule, habar n-am dacă am constatat și am considerat că acolo este necesar. Pentru că cetățenii care treceau pe acolo mă opreau și îmi spuneau, domnul primar, nu mai intrați în malul ăsta, că dacă tot intrați cu lama acolo, el se tot surpa drumul de jos de aici și tot s-a alăgit în partea din spre mare. Dar îi fugea malul din partea aia, îi fugea râpa de acolo, îi fugea grădina. Au consolidat, au bătut țieg, au pus cauciucuri, dar el se tot surpa. Și atunci am pus la bază material aici ca să nu se mai surpe. E simplu de tot. Dar pentru cei care sunteți localnici și mai ales consilieri locali, am o rugăminte mare la dumneavoastră. Luați mașina, nu vă costă mai mult de jumătate de litru de benzină sau 5 minute și urcați drumul pe podei spre mănăstire și la ultima curbă de la mănăstire, dar nu numai acolo, la toate curbele de jos, dar acolo vă dau ca să vedeți dumneavoastră cu ochii dumneavoastră, să vedeți negru pe alb sau cum să zic, verde pe alb. Să vedeți că la ultima curbă, înainte de a ajunge la școală, la colțul școlii, este o parcare imensă acolo. Știți din ce e făcută parcarea aia? Din deșeuri, din construcții, domnule. Care s-a rambliat, așa cum spune legea. Și care după aceea a pus material și este gazon acolo. Uiteți că acum, chiar dacă este primăvară, timpurie, deja e verde. Acea parcare este verde. Acea parcare deservește mănăstirea în situații când este aglomerat, când vin, când are hram sau chestii în acestea, oamenii au unde să-și parcheze. Sau ca să se înțeleagă și mai ușor, coborâți de la mănăstire și drept în față, înainte să face stânga imediat, acolo este o parcare imensă. De la vale de balustradă, de balustradă de protecție, de parapeții de protecție, veți vedea taluzul care s-a făcut, este exact ca dincolo unde am pus acolo pe runcul lui, veți vedea taluzul și veți vedea salcâmi. Este o pădurice de salcâmi, pusă de noi. Salcâmi aia sunt chiar mărișor, deși parcarea aia are vreo 7-8 ani. Din 2016, 2022, 6 ani. Mergeți și uitați-vă ce salcâmi s-au prins acolo. Și am consolidat tot taluzul ca să nu mai fugă și este o parcare extraordinar de frumoasă. Pentru ce să cărăm materialul ăsta pe drum dintr-o parte în alta? Găsim locații unde îi dăm utilitate. Da, domnul consilier? Aș spune și eu o întrebare. În situația asta, dacă un cetățean demolează, spune-mi un bucătărie și are niște deșeuri din astea la construcții și are o groapă și o poate acoperi și sunt... Da. Da. Să nu primească amendă, să vină de la amendă, după de ce i-a aruncat acolo sau de ce... Deci se poate ramblia. Adică în momentul în care ai o văgăună acolo, o groapă și vii și o drept, dar vreți să vă dau exemplu că ți-au făcut așa? Deci păi nouă ni s-a cerut să transportăm la oameni din ăștia materialul și n-am vrut. Pentru că noi avem nevoie să ne consolidăm drumul acolo. Este mai important ca eu să-mi consolidez. Că acum că să ia materialul, să-l care, nu știu un să-l care. Cel care gândește așa, gândește cu răutate. Nu gândește cu bunăvoință. Au făcut atât de mult tam-tam pentru, cu dorința de a-și bate joc de primar. Dar nu-și bate joc de primar, își bate joc direct de cetățenii orașului Comănești. Da, deci ce am întrebat domnul consilier, așa este. Adică sunt foarte multe persoane care își caută acest tip de material. Cei care au probleme, dar stau la bloc, da? Și au demolat, nu știu, la o baie, faianța, greșe, tot. La noi apelează, la ecovalea muncului, vin, ne ajung nouă deșeurile, da? De construcții. Sunt cetățeni care stau la casă, da, și au nevoie de o locutură pentru, nu știu, o temelie, ceva. Vin tot la noi și noi le dăm. Le stortăm și le dăm. Sunt deșeuri de construcții care le găsim noi, aruncate în râmpă, de oameni foarte civilizați, da? Tot noi le preluăm și tot noi le stortăm acolo. Apropo, am luat tot aceeași problemă cu deșeurile, da?
Una, două, că de ce sunt așa multe deșeuri acolo? Ca să înțelegem, acele deșeuri sunt luate din deșeuri abandonate de tot felul de persoane necunoscute. De tot, pe dealuri, pe băi, pe munți, nimeni nu stă, nici domnul consilierul ăsta vreodată, în râmpă așa, cu oamenii, cu frânghia, să spată saci, da, din bălaie. Niciodată. Și acei saci nu sunt numai saci, sunt un fel de bălaie, sunt un amestec. Iar jumătate, dar nu le poți trimite nici măcar la depozitare la Bacău. Niciodată așa, pentru că ți le pune înapoi în containă, hai, du-le înapoi la punem de unde le-ai adus. Așa, aceeași lucru, le avem și cu crengile, în fiecare an, primăvară, vară, toamnă, nu contează, avem crengi peste tot, la toate punctele de colectare. Acele crengi nu sunt crengi, toate sunt curate, nu. Sunt oameni care au văzut crengile, ba, hai să avem și o pungă de gumă, hai să avem și un colac de WC, hai să avem nu mai știu ce alte prostii. La fel le luăm, le aducem la stație, la fel încă o dată intră în soltare acolo. Nu, că sunt mulți de ani de zile, nu sunt mulți de ani de zile. Au venit la noi în control, cei de la Garda de Mediu, le-a demonstrat cu note de cântat, da? Și cu poze cu ce au vrut ei, așa, de unde am luat deșeurile, când ne-am luat și cum am cărat deșeurile abia după ce l-am scotat la goapă. Și multe din deșeurile de construcții au venit tot persoane fizice la noi, da? Vă dau exemplu după aceea, că nu ce deșeuri, am nevoie de deșeuri de construcții. Tot așa, să întâlnesc un mal la mine acasă, să astupă o goapă, să-l pun la temelie. Tocmai de aceea am pus acel afiș în zona cu pricina unde a fost transportat moluzul din demolările de la școli pentru a nu veni cetățenii să o transforme în groapă de gunoi. Pentru că cetățeanul face curat în curte, adună tot ce înseamnă materiale, inclusiv deșeuri menajer, plasticuri și alte chestii și le aruncă acolo. Pentru acest lucru s-a pus un afiș în care li se interzice cetățenilor să vină să depoziteze. Iar referitor la ce a spus domnul consilier mai înainte, este vorba de faptul că materialele care rezultă în urma unor demolări din construcții trebuiesc sortate. Materialul inert, care înseamnă resturi de faianță, țiglă, cărămidă, beton, tencuială, tot ce vreți dumneavoastră, este un material inert pe care îl poți depozita și ramblia la urmă în orice spațiu, cum am spus, că poate fi o gaură, o băgăună, o ceva, și materialul care trebuiește dus la stația de sortare. Sunt două categorii, chiar trei categorii, este vorba de deșeul material inert, e vorba de deșeurile menajere și deșeurile periculoase. Acestea trei sunt trei tipuri de deșeuri care trebuie să fie luate în evidență. Dar ne-am văzut și noi la nivel național. Știe toată țara că Comăneștiul face trei școli. Bravo, Comănești! Trei școli, dar dacă știa de mai multe, că noi avem mai mult de trei. Avem mai mult de trei școli. Mai avem și încă două grădinițe care vor intra în lucru. Mai avem și primăria, mai avem și centrul de la gaze, mai avem și ce mai avem? Blocurile, 60 de blocuri. Suntem în diverse faze de licitații. Astăzi am aprobat indicatorii pentru acest pachet de blocuri. Vom mai avea încă o etapă care vor intra și acelea în etapa de Dali. După care noi suntem cu toții, mi-au promis proiectații că aproximativ luna mai-iunie ni se vor preda PTH-urile. După ce avem PTH-ul, dăm drumul la licitații de execuții. Probabil că în toamnă vom începe execuțiile la toate blocurile acestea. Și dacă sunt sănătoși, în timpul acesta, când cetățenii ceilalți vor vedea ce lucrări frumoase se fac și cât de bine va arăta un bloc și cât de eficient din punct de vedere energetic vor fi acele blocuri și cum vor scădea facturile la energie, la gaze, vor face tot posibilul să depună și ei, să vină la noi, să ne depună documentații privind eficientizarea acestor blocuri. Bine că sunt care au depuse, sunt care mai trebuie să mai plătească acel audit energetic și expertiză tehnică, sunt care nu au plătit, dar încet, încet vor veni, pentru că vor face, cheltuiala aia de audit energetic și taxa de așa este infimă
comparativ cu beneficiile pe care le vom avea cu toții, cei care locuiesc în acele imobile, în urma eficientizării energetice prin scăderea facturilor, poate la jumătate, poate mai mult de jumătate. Extraordinar. Și cât mai ține lumea, Uniunea Europeană și posibilitățile acestea ca să accesăm aceste fonduri, este mare păcat să ratăm acest lucru. Mare păcat. Da, mulțumim, doamnă președintă. Mulțumim, bună ziua.